Afară era umed și răcoros, ploua mărunt și sufla un vânt rece pătrunzător. De-a lungul aleii, spre un bloc de locuințe, mergea o tânără femeie însărcinată cu o burtă uriașă, ca un pepene, și purta niște pungi grele de la supermarket. Ea șoptea și ofta, se oprea din când în când să se odihnească și își freca mijlocul. În intrare, a oftat când a văzut că liftul nu funcționa din nou iar ea trebuia să urce la etajul nouă. De la o simplă gândire i s-a făcut rău. Întâlnindu-se cu ea, un vecin sportiv a urcat vesel pe scări. El a văzut-o pe femeia nefericită și a avut milă de ea. Bună, Olga! Ce faci? Ești însărcinată și tot așa de multe greutăți cari. Ar. ar fi fost mai bine dacă ai fi fost singură. Dar ai un soț bogat, cu mașina lui nu poate măcar să se scui pe pe el să meargă la cumpărături. Ia pungi, te ajut. Altfel, n-ar fi de mirare să naști chiar în intrare. Femeia s-a simțit stânjenită, dar totuși a privit-o pe vecin cu o imensă recunoștință. I-a dat pungile și a mers după el pe scări. Mulțumesc, șuric. Dar știi tu pe Sergiu, el tot e la serviciu, acasă apare când se întunecă și atunci doar să doarmă. De o săptămână îl rog să cumpere alimente, uită. Așa că am decis să merg singură. Dar noi, femeile, suntem toate la fel, credeam că voi cumpăra doar carne și un pachet de lapte, iar în cele din urmă m-am trezit când căruciorul era plin. Iar acum și liftul ne-a lăsat baltă, din nou nu funcționează. Uf, am ajuns. Poate să vii la noi la ceai cu Marina? Bărbatul a fluturat vesel din mână. Mă grăbesc, Olga, poate în weekend. Mult succes, îți doresc să naști un născut. Tu și Sergiu ați așteptat atât de mult asta. Așa că ai grijă de tine, nu te supra-solicita. Femeia s-a dezbrăcat și a început să desfacă pungile, și dintr-o dată a fost cuprinsă de o tristețe. Da, într-adevăr. Serciu în ultima vreme nu se mai interesează deloc de familie. Ce îi spui, ce nu îi spui, intră pe o ureche și iese pe cealaltă. Vorbit mereu la telefon cu cineva, aleargă undeva, are o singură idee în cap, munca. Măcar odată să mă întrebe cum mă simt. Măcar să ajute cu ceva prin casă? Olga și-a turnat o ceașcă de ceai, o băuse cu înghițituri mici iar lacrimile îi tot sufocau și o înțepau ochii. Dar nu a fost întotdeauna așa. Serciu însuși a ales-o, a iubit-o, a făcut o propunere. Deci părinții lui erau împotriva. Olga era orfană, crescută într-un orfelinat, nu avea nimic. Dar nu s-a descurajat, a mers la facultate să studieze contabilitate, matematica era ușoară, iar în paralel a urmat cursuri de bucătar, pentru suflet, pentru că gătitul o fascina încă din copilărie. Doar că norfelinat nu putea să-și realizeze visele, o bucătărea sărea nu o lăsa pe fetiță în cantină. Olga a absolvit liceul cu succes, dar fără experiență era greu să găsești un loc de muncă pe specialitate. Atunci, ea s-a angajat la o fabrică de cofetărie, unde a fost acceptată cu plăcere, deoarece mereu erau nevoie de forță de muncă. Ea a copt cu plăcere chifle și brioșe aromate, învățând rapid trucurile meseriei, decorând torturi și bucurându-se de această activitate. Într-o zi, la fabrică au venit niște șefi importanți, investitori, o întreagă delegație cu dosare în mâini. Special pentru acest eveniment, a fost poruncit să se coacă un tort uriaș, iar tocmai Olga a fost cea care l-a adus în fața oaspeților. Directorul a decis că tânăra frumusețe zveltă cu o cosiță lungă îi va încânta privirea oamenilor importanți și necesari lui. Și așa s-a întâmplat. Toți au apreciat capodopera, s-au uitat cu admirație la deliciosul desert, au discutat despre designul său și au ghicit cum ar fi gustul tortului. Iar unul dintre oaspeți, un bărbat chipeș, a început brusc să-i facă fetei complimente. Ce părere aveți, domnilor?" dacă asemenea frumuseți coc asemenea capodopere, atunci afacerea este cu siguranță profitabilă. Cum vă numiți, o creatură fermecătoare? De mult timp lucrați la dulciuri? Cum vă sunt impresiile? Nu doriți să le împărtășiți? Olga s-a rușinat și s-a înroșit, dar directorul a aruncat o privire foarte elocventă asupra ei și ea s-a revenit rapid și a început să răspundă cu încredere. Sunt Olga Semenova. Lucrez aici de un an. Îmi place culinarul, îmi place să visez, să desenez modele. Torturile și prăjiturile noastre sunt făcute doar din ingrediente proaspete, stăpânul personal controlează totul. Salariul este bun, mă mulțumește totul. Vă rog să vă serviți! Toți au aplaudat și au râs, iar negocierile au continuat într-un format mai prietenos la o ceașcă de ceai. Directorul i-a dat Olgăi un calificativ bun și a rămas mulțumit de ea. Fata a oftat de ușurare și s-a grăbit înapoi în bucătărie, la locul ei de muncă. Mâinile îi tremurau și genunchii îi erau slabi. Iar acel bărbat cu ochi verzi îi stătea mereu în fața ochilor. El o privea într-un mod special și inima ei, din anumite motive, era gata să-i sară din piept. La sfârșitul schimbului, când Olga punea ultima serie de plăcinte în cuptor, în bucătărie a intrat chelnerița Lena. Ea s-a apropiat de fată și i-a întins o notiță cu cuvintele. ia ți-a dat-o -o la domn. A zis așa, pentru Olga Semenova. Ce noroc ai avut! Se pare că ți-a plăcut! Poate-ți va oferi un post mai bun. Uimită, fata a desfăcut notița și a citit. Nu pot uita cea mai frumoasă artistă. Te aștept mâine la opt la monumentul lui Pușkin de pe Gogol. Promit o seară minunată. Al tău, Serghei. Olga a rămas așa, înmărmurită, citind din nou fiecare literă și nu-și putea crede norocul. I-a inspirat mirosul unui parfum scump și scump și a zâmbit visător. Așa a început o poveste de dragoste furtunoasă între Olga și Serghei. Erau atât de pasionați unul de celălalt, încât nu se puteau sătura unul de celălalt, și prețuiau fiecare secundă petrecută împreună. Iar după șase luni, au jucat o nuntă luxos, iar Olga s-a mutat din apartamentul ei jalnic într-un apartament luxos al soțului ei. La început, viața i s-a părut un paradis. O oarecare poveste de basm. Ea, o orfană care nu văzuse nimic altceva decât un adăpost lugubru și prăfuit, s-a trezit parcă într-o viață nouă, interesantă și adevărată. Serghei a dus-o la expoziții de picturi și la premierele spectacolelor, a învățat-o cu răbdare totul, cum să se comporte în societatea înaltă, cum să susțină o conversație. Iar lui îi plăcea chiar și asta, pentru că Olga prindea fiecare cuvânt al său și îl adora pe soțul ei dar părinții soțului nu erau deloc încântați de nora lor și de fiecare dată când veneau la ei în vizită, o chinuiau pe Olga și încercau să o jignească. Au trecut deja un an, când să așteptăm nepoții. Sper că ești capabilă de asta, dragă. Nu ai alte talente. Olga a răspuns supărată. De ce vorbești așa? De fapt, sunt contabilă, am lucrat ca bucătar, dar Serghei este împotriva și un copil va avea cu siguranță, totul are timpul său. Soacra a observat o trăvitor. Ce contabil jalnic, a absolvit un colegiu tehnic. Este oare o educație? Deși ar fi fost cel puțin un universitar jalnic. O rușine. Iar nora bucătară este pur și simplu o dezamăgire. Olgăii s-a părut jignitor, spera că Serghei va interveni pentru ea, pentru că soacra ei era clar că exagerează și o jignea deschis. Dar fiul mamei nu s-a grăbit să-și doboare mama, pur și simplu a schimbat subiectul conversației, dar și el a spus de mai multe ori soției sale că ar fi timpul să se gândească la un moștenitor. Olga însă și era foarte îngrijorată că nu poate rămâne însărcinată, iar aici a mai fost și acest presiune. În cei zece ani de viață împreună, a rămas însărcinată doar o singură dată, dar nu au apucat să se bucure, deoarece a avut un avort spontan. Ambii au trecut prin acest moment tragic, chiar și s-au îndepărtat puțin. Soțul a intrat tot mai mult în muncă, se plimba mereu prin casă cu telefonul și a încetat complet să observe tot ce făcea Olga acasă, mâncăruri delicioase și cine, curățenie și ordine, și a acceptat totul ca atare. Femeia a vrut să iasă la muncă, dar Serghei era împotriva, spunând că nu se potrivește soției unui om de afaceri să lucreze ca bucătar, că este o profesie nedemnă. În schimb, i-a încredințat soției sale contabilitatea firmei sale, iar când a realizat că totul îi merge bine, a început să aducă acasă rapoarte în mod regulat. Lui îi convenea totul, contabil personal, și soție, și nu era nevoie să plătească salariu, o economie pură. Așa se întâmpla că Olga stătea toată ziua acasă, știa doar să-și servească soțul, iar el se îndepărta tot mai mult, nu era de vorbit, în afară de rapoarte, și nici atunci nu era despre nimic. Femeia era complet disperată și a început să-l convingă pe soț să adopte un copil din orfelinat, acesta a acceptat cu reticență, dar cu greu. Au început să pregătească documentele, mergeau la orfelinat, se uitau la copii. Olga se distra cu copiii, pentru că ea însă și fusese în pielea lor, le aducea dulciuri, încerca să-i încurajeze și să-i susțină. Copiii se atașau de ea, iar femeia nu putea să decidă pe cine să ia în familie. Aici nu erau buni și răi, pur și simplu fiecare mic om avea de obicei o tragedie personală în spate, așa că mulți deveneau duri sau, din potrivă, retrași, aceasta fiind o reacție la durere. Olga știa asta și încerca să găsească cheia comunicării. Și iată, când documentele erau aproape gata, Olga a rămas însărcinată. A fost un adevărat miracol, altfel nu se poate spune. Serghei a fost atât de fericit. Visul lui era un fiu, un moștenitor, își imagina cum îl va învăța pe tot, cum îi va transmite afacerea. Sarcina a decurs dificil, Olga a stat deja de două ori la conservare. Serghei a fost nervos și el. Se temea că soția va pierde din nou copilul. Și la început relațiile lor s-au încălzit. Soțul a devenit grijuliu și tandru, ca înainte. Dar când totul s-a aranjat și medicii au spus că probabil va fi o fată, pe Serghei parcă l-au schimbat, se încrunta și mormăia. Ei, cum așa? Eu vis de un fiu de mulți ani iar aici o fată. Rochițe, panglici, asta e treaba ta. Iar eu ce să fac cu ea? Cui să transmit afacerea? Olga se indigna. Ei, scuză-mă, iubit, sexul copilului nu depinde de mine. Atât de mulți ani am așteptat această sarcină, atât de mult am visat la copii, ce diferență are, băiat sau fată? Eu personal o voi iubi pe micuța mea mai mult decât pe tot în lume. Sper că și tu. Apropo, fetele adoră tatăl mai mult decât pe mamă. Serghei a aruncat cu răutate. De unde știi tu asta? Tu ești orfană. Tot eu am exemple. Olgăi s-a făcut atât de rău, a început să plângă și a plecat în dormitor. Femeia nu-și mai recunoștea soțul de ce a devenit așa de rău. Își permite să vorbească așa, o jignește. Niciodată nu s-a întâmplat așa înainte. De la acel moment, între soții a început să se răcească din nou. Serghei a dispărut cu zilele la serviciu, mergea să doarmă în sufragerie, se enerva din ce în ce mai des din orice motiv, a început să o acuze pe Olga că s-a îngrășat și că s-a urățit. Și, în general, o privea cu aproape dezgust și a încetat complet să se implice în treburile casnice. Femeia era foarte îngrijorată, plângea, pentru că până la naștere mai era puțin, mai puțin de o lună, iar ei trăiau ca niște vecini de la comunism. Ce se va întâmpla mai departe când va veni bebelușul? Olga a terminat ceaiul, a oftat și s-a dus să pregătească cina, Serghei trebuia să se întoarcă acasă de la serviciu în curând. În ciuda a tot ce s-a întâmplat, ea îl iubea în continuare foarte mult pe soțul ei și a decis să-l surprindă, să-i prepare somonul preferat cu sos alb. S-a străduit, s-a chinuit, totul a ieșit excelent, ca de obicei. Gătitul era pasiunea ei, ea punea toată sufletul în fiecare fel de mâncare. În cele din urmă, s-a auzit zgomotul ușii de la intrare, a venit soțul. Olga s-a grăbit să iasă în întâmpinare, s-a întins stângaci să-l îmbrățișeze. El a sărutat-o cu indiferență pe obraz și a spus: Bună! Așa, stai, stai! Ce fel de tandrețe de vacă, chiar de la ușă! Sunt obosit ca un câine! Cina e gata! Olga a răspuns: Mă simt atât de dor de tine, iubitule! Și tu ești ca un străin! Totul e gata, somonul tău preferat. Sergei s-a mai înmuiat puțin și a răspuns cu un ton mai bălând. Bravo, gogoșă mia, mai bucurat. Peștele îl iubesc. Atunci mă spăl repede pe mâini și la masă. Au cinat. Olga a povestit că a mers la supermarket, a fost la doctor, a făcut ultimul screening, cu copilul era totul în regulă, urma să nască curând. Soțul asculta în jumătate de ureche, aprobat din cap, dar tot timpul se mai și scria pe telefon cu cineva. După ce a mâncat pe săturate, s-a așezat confortabil pe scaun și, deodată, a spus. Mulțumesc, a fost foarte gustos, de te lingi pe degete. Vreau să-ți spun că trebuie să plec în delegație urgent, chiar mâine dimineața. Tu îmi pregătești tot, ca de obicei iar eu mă duc să mă odihnesc, că mintea nu -mi mai funcționează, probleme mari la serviciu. Olga a rămas șocată, a lăsat să cadă ceașca, care s-a sfărâmat cu zgomot pe podea. Dar femeia nu a observat asta. Cum în delegație? Și pentru cât timp? Mie o să-mi vină nașterea curând. În orice zi pot începe contracțiile. Și ce o să fac singură? nu se putea să anulezi, să trimiți altcineva? Și așa sunt toată în nervi. Cum se poate așa ceva, Serghei? Ție ți e chiar indiferent de mine și de copil? Bărbatul a luat cu nepăsare un mătură, a măturat cioburi și a început să se justifice. Dar ce isterie, Olga! De ce să spargi farfurii? Da, nu pot să refuz și să nu plec. În caz contrar, voi pierde totul, înțelegi sau nu asta. Nu te mai învârti, vei naște încă trei săptămâni, voi avea timp să mă întorc. Ei bine, la serviciu, îmi fac nervii, nici acasă nu am odihnă. Oprește-te din a te comporta ca un copil capricios. Totul va fi bine, nu voi fi mult timp. Olga a plâns, a dat din mână și a mers să-i pregătească soțului o valiză, iar soțul ei s-a întins pe canapea în fața televizorului și a început din nou să vorbească cu cineva la telefon fără încetare. Soțul a plecat dimineața de vreme, în timp ce Olga dormea, nici măcar nu s-a despărțit, parcă a fugit. În timpul zilei, soția în panică a strâns-o pe a ei geantă de urgență, a aranjat tot ce era necesar pentru naștere și bebeluș, documente și card de schimb, a înțeles că nu avea pe cine să se bazeze. Din cauza grijilor și stresului, a început să o doară neplăcut partea inferioară a abdomenului și să o tragă înapoi. Și, în general, avea o dispoziție neliniștită, de parcă ar trebui să se întâmple cu siguranță ceva rău. Era atât de frică, ce se va întâmpla dacă nașterea va începe mai devreme? Ce să fac? nu avea nici măcar prieteni adevărați. Cei care erau încă la tehnicum sau la serviciu deveniseră de mulți străini, aveau propria lor viață, se vedeau rar și nu voia să îi îngreuneze cu problemele ei. Nu avea rude, iar părinții soțului locuiau în alt oraș și, probabil, nu s-ar grăbi să ajute pe nora urâtă. Între timp, Serghei călătorea la aeroport. Lângă el stătea o fermecătoare brunetă focoasă Carina, amanta lui și mergeau la odihnă la stațiune. El deja și imagina ce aventură de neuitat îl aștepta. Marea caldă, soarele bâlând al Spaniei și o femeie atât de dulce alături. Nu ca soția lui grasă. Cât de mult o irita în ultima vreme. Figura s-a topit, un fel de minge umblătoare, picioare umflate și aceste ochi de vițel. Mereu se uita la el cu un fel de neputință și reproș. Da, L-a iubit mulți ani și a fost fidel, asta este adevărat. Dar apoi totul a devenit atât de plictisitor, zilele au devenit monotone, iar patul conjugal era de mult o povară. Se gândea că măcar îi va naște un fiu, dar nu a funcționat, va fi o fată. Bărbatul dorea atât de mult adrenalină, ușurință, să se simtă din nou tânăr și plin de forță și să îmbrățișeze un corp delicat și zvelt. Așa a apărut Carina în viața lui. Romanul lor a izbucnit ca o scânteie, foarte recent, când soția era deja însărcinată. La început, îl chinuia conștiința, pentru că era atât de josnic să înșele o soție însărcinată. Dar nu a fost nevoie ca frumusețea fierbinte să-i treacă ușor degetul pe mână și să clipească provocator. Tot, Serghei nu mai era al lui, a abandonat totul și s-a grăbit la apartamentul ei unde a ajuns pe al șaptelea cer de plăcere. Este clar că Carina îi cerea atenție și cadouri scumpe, așa că bărbatul a început să aducă acasă din ce în ce mai puțin bani. Și acum o săptămână, Amanta i-a propus, întinzându-se cu el în pat și bând șampanie. Dragă, vreau la mare. Acum. Hai să mergem o săptămână, să ne relaxăm. Ești complet obosit, copăleșit, Îți promit un relax complet. Serghei a fost uluit și la început a refuzat. Solicit imposibilul. Soția mea ar trebui să nască în orice zi, trebuie să fiu lângă ea, cine știe ce se poate întâmpla. Ne vom relaxa cu siguranță, iubita mea. Dar puțin mai târziu, nu este timpul acum. Femeia a sărit brusc, s-a ridicat din pat și a început să-i arunce lui Serghei lucrurile în față așa. Ei bine, pleacă, du-te la vaca de gravida ta. Și nu mai veni, înțelegi? Deoarece nu mă iubești. Crezi că e atât de important să nască curând? Medicii se supraestimează mereu. Ai spus chiar tu că termenul este în decembrie. Mai sunt aproape o lună de mers. Nimic nu îi se va întâmpla dacă vei fi plecat o săptămână de ce mă ceri atât de des ceva? Spune. Oricum nu divorțez de ea. Și eu suport toate acestea. Crezi că îmi place să fiu pentru tine doar o fetiță pentru plăcere? Alege, sau cu mine la mare, sau sfârșitul dragostei noastre. Bărbatul chiar s-a speriat. Carina era pentru el ca un drog. Nu putea fără ea, iar caracterul acestei frumuseți fierbinți era cu adevărat exploziv nu era o soție proastă care va suporta fără să spună niciun cuvânt. Și apoi, au apărut dificultăți neprevăzute pentru el și ar fi fost bine să se ascundă și să se ascundă undeva departe de casă. Și el a decis, liniștindu-se cu gândul că nimic groaznic nu se va întâmpla. Ei bine, în cele din urmă, este el sau nu un bărbat? Poate că măcar o dată în viață se poate relaxa la maximum. Ei deja zburau, Karina îi ținea mâna, iar Serghei era absolut fericit, anticipând toate deliciile vacanței cu cea mai dorită femeie din lume. Și să aștepte întreaga lume. Olga era îngrijorată cum a ajuns soțul ei, ea, de fapt, nici măcar nu a avut timp să întrebe unde, în ce oraș merge. A început să-l sune, dar telefonul era inaccesibil. Ea a devenit complet nervoasă stomacul o durea din ce în ce mai tare și mai des, îi era din ce în ce mai rău. Seara, contracțiile s-au intensificat, nu se putea aștepta, și Olga în panică a sunat numărul de urgență. Slavă Domnului, medicii au sosit repede și avea totul necesar cu ea, așa că imediat au dus-o pe travaliu la spital. Nașterea a fost lungă, a durat aproape o zi, femeia era complet epuizată, au vrut chiar să facă cezariană, dar slavă Domnului totul a mers bine și până dimineața a născut cu succes nu o fată, ci un băiat. Ea era atât de fericită, pentru că Serghei chiar visa la un fiu. Iată că se va bucura, va avea un moștenitor. Ea a sunat din nou și din nou soțul ei, dar în zadar, fie nu lua telefonul, fie era oprit. Femeia avea sentimente amestecate. Pe de o parte, fericirea maternității, ea săruta pe micul ei, îl strângea la piept pe micuțul ei, iar pe de altă parte, nici măcar nu avea cu cine să-și împărtășească această bucurie. Soțul ei dispăruse, nimeni nu venise la ea în spitalul de maternitate, și era atât de jignitor. Pe alte mamele vizitau soții, rudele, aduceau pachete uriașe și flori, le felicitau, iar ea în astfel de momente plângea pe ascuns și se întorcea spre perete. Vecinii ei de cameră nici măcar nu credeau că era căsătorită, credeau că minte totul. Nu ai pe nimeni. De cât timp ești singură? Bărbații, desigur, nu sunt cadouri, dar ca să nu-ți viziteze niciodată soția, așa ceva nu se întâmplă. spune așa și că ai născut pentru tine, ce e în neregulă cu asta. De ce să minți? Ia măcar o mușcătură de măr, te invităm căci ești palidă ca o mulie. Olei îi era atât de jignitor, de fapt, tinerele mame aveau dreptate, cum așa? Soțul ei dispăruse, să-l caute pe dracu, și ei era indiferent de ea și de copil. Chiar și plicul a trebuit să ceară să-l cumpere străini, rudele uneia dintre vecinii de cameră. Și la externare, Olga a ieșit singură din spital cu copilul în brațe, a sunat un taxi și a plecat acasă. Iar în jurul mașinilor, împodobite cu baloane, și rudele cu soții, care așteptau în așteptare, țineau la îndemână camere și aparate foto. Dar asta îi întâlneau pe ceilalți tineri părinți, se bucurau de alți copii, iar ei nu le păsa de ea. A născut, și ce? Lacrimi o sufocau, starea ei de spirit era mai rea decât oricând, Olga abia nu s-a descurajat direct în taxi. Șoferul, un om complet străin pentru ea, chiar a felicitat-o, i-a dorit sănătate micuțului, iar soțul ei tot nu suna. Nu cumva așa se întâmplă? Iar chiar și pentru bebeluș nu cumpăraseră prea multe în prealabil, o Au crezut că mai târziu, când se va naște bebelușul, Serghei va cumpăra totul. Și iată, ea este singură, în frigider gol, încă și un copil nou născut în brațe poate că plângi. Chiar și pentru pâine, nu poți să sari așa de ușor, nu poți să-ți lași fiul singur. Nu a apucat Olga să se uite în jur și să se dezbrace, când la ușă a sunat insistent. Ea a alergat cu toții la ușă, oare Serghei s-a întors și acum totul va fi bine? Dar nu, în prag stătea un bărbat înalt și puternic, a intrat decisiv înăuntru, fără să aștepte invitația, și a întrebat în mod oficial. Rectificându-și ochelarii. Sergei Krilov locuiește aici. Chemați-le imediat. Am o conversație serioasă cu el. Olga a rămas uimită și nu știa ce să spună. Da. E adevărat, el locuiește aici, dar. Înțelegeți, soțul meu este într-o delegație, a plecat acum o săptămână, nu răspunde la telefon, a dispărut undeva și eu sunt toată pe nervi, tocmai am ieșit din spital și nu pot să-l sunt deloc. Mă îngrijorez foarte mult, poate i s-a întâmplat ceva rău lui Serghei? N-ar putea să ne lase pe noi cu fiul nostru? E exclus. Dar ce s-a întâmplat? De ce îl căutați? Bărbatul s-a încruntat. A fugit, nemernicul. De curând mi-am împrumutat o sumă uriașă, a promis să returneze în trei zile și a dispărut. Spunea că sunt circunstanțe extraordinare, care nevoie urgentă de bani pentru familie. Eu credeam că poate s-a întâmplat vreo nenorocire. Cine știe, orice se poate întâmpla în viață, așa că am crezut, i-am împrumutat bani cu capul meu. Am scos acești bani din circuitul companiei. Dacă nu-i returnez, voi avea probleme. Nu credeam că oamenii de afaceri pot fi așa de nesimțiți. Dar nimic, îl voi scoate din pământ și îi voi scoate datoria. După aceste cuvinte, Olei s-a făcut rău și a început să se așeze pe podea, pierzându-și cunoștința. Mai mult, căzând, s-a lovit de dulap și a căzut, ca lovită de oghiulea. Micul, parcă simțind că mama are probleme, a început să țipe și să plângă puternic în toată apartamentul vizitatorul însuși s-a speriat și nu știa ce să facă acum. Abia a găsit o farmacie în bucătărie și a început să-i aducă femei oțet la nas, să-i fluture un prosop și să-i bată ușor pe obraj. A atins-o pe cap, pe ceafă era o vânătă mare. Ea a venit în fire, s-a strâmbat de durere și și-a frecat locul dureros, iar auzind strigătul fiului ei, a sărit imediat la copil, uitându-se de sine. L-a luat în brațe, a început să-l legene, să-i șoptească. Taci, taci, dragul meu, te-ai speriat, da. Totul, mămica e aproape, liniștește-te. Micul în brațele mamei a tăcut într-adevăr. Iar Olga a început să-l roage pe oaspeteul nepoftit. Eu chiar nu știu unde e Serghei. Îmi pare rău, te rog, eu abia azi m-am externat din spital nici măcar pentru copil nu am cumpărat nimic, mie și așa mi-e greu. Iar acum și tu. O să mă torturați? O să mă amenințați? Da chiar mă omorâți, nu am niciun milion, sunt o simplă gospodină. Iată va veni soțul, de la el întrebați. Dar eu nu cred că Serghei ar putea fugi nerușinat și să-și abandoneze familia, noi suntem împreună de atâția ani. Ne iubim el chiar își dorea atât de mult un fiu. Voi toți mințiți. Străinul și-a schimbat tonul. Îmi cer scuze că v-am speriat, chiar am exagerat. Mă numesc Igor Petrovici. Sunt proprietarul unei rețele de benzinării și de fast food, în oraș mă cunosc mulți. Iar pe dumneavoastră cum vă cheamă? Nu vă temeți, nu vă voi face rău, nu sunt un bandit sau un animal vreunul. Da, sunt supărat pe soțul tău, asta e adevărat, dar nici tu, nici copilul nu aveți nicio vină. Încercați să mai sunați o dată soțului. Dacă nu răspunde, promit că plec imediat. Femeia a oftat. Ei sunt de o săptămână de 100 de ori pe zi, dar fără rezultat. Mă numesc Olga, iar pe băiețelul meu l-am decis să-l numesc Iura a sunat fără prea multă speranță numărul soțului ei prin apel video. Au sunat mult timp, iar apoi, dintr-o dată, s-a pornit videoconferința. O brunetă bronzată și frumoasă, în costum de baie, îi privea încrezător în ecran. În spatele ei era malul mării de azur, iar în mâini ținea un pahar cu cocktail. Ea șoptea cu răutate. Bună, proastă! Cât mai vrei să suni? mai obosit. Suntem cu Serghei împreună, ne relaxăm, iar tu ne deranjezi cu apelurile tale. Deodată, au văzut alergând spre frumusețe un Serghei speriat. Era și el bronzat, în short de plajă și pălărie. Se uita vinovat la soție și spunea neclar. Olga, ce faci? Nu e ce crezi tu, îți explic imediat. Dar, văzându-le pe creditor, fața lui Serghei s-a schimbat. Creditorul i-a început să-i arunce amenințări. Ce nemernic ești, cârlan! Să-ți lași soția cu un copil nou născut și să te distrezi atât de nerușinat cu amanta. Ai uitat de împrumut? Ai trei zile să fii acasă și să-mi returnezi banii, altfel te scot din pământ, înțelegi? Firma ta oricum e pe moarte, dacă nu-mi dai banii, ți iau pentru datorii. Serghei a închis imediat apelul, iar Olga s-a așezat pe canapea și a început să plângă neconsolat. Își acoperise fața cu mâinile și plângea. Ce rușine! E ca și cum mi-ar fi turnat o galeată cu noroi în cap. Pur și simplu nu-mi vine să cred ochilor, mi se ridică părul pe cap. Eu ca o proastă, mă îngrijoram, voiam să sunt deja la spitale și morci mă gândeam să alerg la muncă la Serghei. Nu știam unde să-l caut. Credeam că a căzut în necaz. Iar el acolo, cu acea mizerie, se tăvălește în pat. Ce ticălos! I-am dat cei mai buni ani din viață, l-am iubit atât de mult, l-am adorat pur și simplu. El atât am rugat să-i fac un copil. Iar acum, se pare că nici eu, nici copilul nu ne pasăm de el deloc. Pur și simplu nu pot înțelege și accepta toate astea. Cred că o să mor pur și simplu. Cum să trăiesc acum? Nu mai pot sta sub același acoperiș cu Serghei. Nu vreau să-l mai văd. Nu am prea mulți bani, nu îmi va ajunge pentru chirie, iar pentru copil trebuie să cumpăr atâtea lucruri. De ce sunt atât de nefericită? Așa îmi trebuie, că sunt o urâtă grasă în timpul sarcinii, am adunat 10 kilograme, iar ea, uite ce frumusețe, niciun defect. Olga plângea, complet absorbită în sine. Nu observa că vizitatorul încă nu plecase și stătea lângă ea, gândindu-se la ceva, în timp ce ea își spunea toate acestea în șoaptă. Apoi, el s-a ridicat brusc, a luat valiza nedesfăcută a Olinei și a spus cu încredere. Îmbracă-te, Olga! vei locui pentru o vreme la mine, conacul este spațios, va fi loc pentru toată lumea. Nu mă vei deranja. Să se rezolve totul, iar apoi te vei întoarce acasă dacă vrei. Nu te gândi la nimic, altfel laptele va dispărea. Gândește-te acum doar la fiul tău, tot restul nu contează. Olga l-a privit cu ochii în lacrimi pe acest bărbat necunoscut. Sunteți nebun? Vă văd pentru prima dată în viață. Cum voi locui la străini? Ce va spune soția ta? Cred că nu se va bucura prea mult? Nu pot face asta. Igor s-a dus ferm spre cuier, i-a luat paltonul și i l-a oferit calant. Nu se acceptă obiecții. Ați avut un eveniment neprevăzut și vă voi ajuta. Iată-mi cartea de vizită. Banerele cu reclamele stațiilor mele de benzină sunt peste tot în oraș, așa că nu sunt un escroc. Promit că nu ți se va întâmpla nimic rău. Locuiesc cu fica mea, Xenia, văduv. Nu veți deranja pe nimeni. Nu vă înghesuiți singuri într-un colț, nu vă puteți descurca singuri cu problemele în acest moment. Așa că lăsați-mă să vă ajut, pur și simplu, din inimă curată. Deci, Hai să mergem? Olga a uitat câteva minute, dar apoi a privit la fiul ei și s-a decis. Hai să mergem. Nu mă pot descurca singură. Și nu mă voi întoarce niciodată la Serghei. Voi locui puțin timp la acest domn important, iar apoi vom vedea. A lăsat cheile Hall hol și a închis ușa după ea. În tot drumul a plâns din nou în liniște, realizând că nu se va mai întoarce niciodată aici. Toată viața ei familia -o obișnuită și aranjată a zburat în aer, lumea ei s-a prăbușit, viața s-a răsturnat. Rând pe soț și gelozia, umilirea o sfâșiau din interior, iar ce va fi mai departe, ea nu-și imagina deloc. Încă o săptămână în urmă, ea făcea clătite și aștepta soțul de la serviciu, iar acum este o amantă abandonată cu un bebeluș. Au mers mult, Conacul era în afara orașului, chiar în zona forestieră. A fost întâmpinată de o menajeră, care a ascultat toate instrucțiunile stăpânului și a dus-o imediat pe Olga și pe fiul ei să se stabilească într-o cameră confortabilă de la etajul 2. Era luminos, curat și foarte confortabil. Părea lemn și niște ierburi. Menajera chiripia. Mă numesc Zinaida, iar bucătarul Aliona. Dacă aveți nevoie de ceva, contactați-ne imediat. Vom face totul imediat. Mai este și o bună, Irma, ea are grijă de Xenia. Poate să vă ajute și pe dumneavoastră cu băiețelul. O voi ruga. Vă rugăm să vă așezați. În dulap există lenjerie curată și haine. Cine este la șapte, în sufragerie, vă vom aștepta. Olga a mulțumit, a dezbrăcat mai întâi pe fiul ei, i-a schimbat scutecul și l-a hrănit. Iuri a fost calm, nu a capriciat, a mâncat bine și a adormit imediat. Iar femeia a început să se uite în jur. A luat un duș, s-a îmbrăcat și a ieșit la cină la șapte, așa cum i s-a spus. În sufragerie deja stătea o fetiță drăguță de cinci ani. Ea se juca cu o popușă și o hrănea din lingură văzând o pe Olga și pe bebeluș, ea a exclamat. Bună! Eu sunt Xenia. Iar tata nu este, a plecat la treburi importante, a spus să fiu cu tine. Acum veți locui cu noi, așa a spus tata. Ce bebeluș drăguț! Cum îl cheamă? Pot să-l ating? Fetița s-a dovedit a fi prietenoasă și sociabilă, acopăleșit-o pe Olga cu întrebări s-au împrietenit imediat, au luat cina împreună, iar Xenia a dus-o pe Olga în camera copiilor. A început să-i arate camera ei și a încercat să distreze pe micul Iura cu o jucărie de jucărie. Deodată, în ușă s-a auzit un bas. Bună tuturor! Veniți să desfaceți cadourile, căci nu mai am mâini. Xenia a îmbrățișat fericită pe tatăl ei, iar Olga a exclamat. Când a văzut ce a cumpărat Igor, o pătuț, o cadă pentru baie, un întreg pachet de lucruri pentru copil, amestecuri pentru copii, o munte de scutece și o cărucior elegant la modă. Femeia nu știa cum să-l mulțumească. Vă mulțumesc din suflet, Igor. Ați cheltuit atât de mult. Nu știu când vă voi putea returna totul. La urma urmei, cu un copil mic nu mă pot angaja la serviciu ești pur și simplu salvatorul meu. Și fiica ta este minunată, ne-am împrietenit. Bărbatul a zâmbit și a răspuns. Nu mă faceți să râd, ce am cheltuit eu. Am cumpărat tot ce este necesar pentru început, nu mai mult. Ce datorii? Totul va fi mai târziu. Haideți să plasăm totul în camera voastră, pentru a fi confortabil. Simțiți-vă ca acasă trăiește cât ai nevoie. Mie chiar îmi convine mai bine, Xenia nu se va plictisi. Pentru că eu sunt întotdeauna în afaceri, acasă sunt doar seara târziu, iar fica mea se plictisește foarte mult. Și, desigur, îi lipsește mama și eu, din păcate, nu o pot înlocui. După moartea soției mele, acum patru ani, nicio femeie nu a trecut pragul acestei case, tu ești prima. Așa că, vă rog! Olga era atât de recunoscătoare lui Igor, îl respecta foarte mult. Iată un adevărat bărbat, un om de cuvânt, se îngrijește atât de mult de fiica sa și nu aleargă după iubite. De la el pur și simplu emana încredere. Și iată că i-a fost confortabil în casa omului de afaceri. Cu Xenia s-au înțeles, acum făceau totul împreună, chiar și o bonă nu era necesară. Fata adora să se joace cu micul Iuri, îl plimba cu plăcere în cărucior, desigur, ca într-un joc de mamă și fică. Între timp, Serghei era furios, nu putea să-și stăpânească furia și urla la Carina. De ce ai răspuns la apelul soției mele? Ce ai făcut? Mi-ai distrus viața. Ce se va întâmpla acum? E sfârșitul pentru mine. Divorțul este inevitabil, Olga nu mă va ierta probabil. Dar asta nu este totul. Ce să fac cu datoria? Încă ne răsfățăm cu bani aceștia. Cum și cu ce o voi returna? Ce, acum să mă tot ascund și să spânzur? Carina și-a strâns buzele și-a răspuns. Cu țigăina uta era de mult timp timpul să divorțezi. Lasă-o să știe totul. Că ne iubim și suntem fericiți. Iar despre datorie, fă pe creditor să se înșele, inventează ceva, tu poți, dacă vrei. Nu te stresa, totul se va rezolva. Nu te enerva, iubitule, acum îți voi face un masaj relaxant. Serghei a ascultat cuvintele amantei sale, a gândit mult și în capul lui s-a conturat un plan viclean, cum să scape deodată și de creditor și de datorie. Și să rămână în câștig. A adunat imediat lucrurile și a zburat acasă. A intrat în apartament, s-a uitat în jur. Gol și liniștit, praf peste tot, se vede că Olga nu a păruse aici de mult. El gândea febril, unde a plecat? Orfană, fără casă și curte. Era o garsonieră mizerabilă și aceea au vândut-o de mult. Cum să mă împac cu ea? Ce să mint? Divorțul acum nu îmi convine deloc. Va lovi puternic imaginea mea. Bine, mai întâi să mă descurc cu Igor, iar apoi cu Olga voi rezolva totul. O va ierta, o aia, nu are unde să se ducă. Nu are unde să trăiască. Soțul nefericit a început să-l sune pe Igor, în prealabil pornind înregistrarea telefonului. Alo, Igor, sunt deja în oraș. Ascultă, nu am bani, dar sunt gata să-ți dau firma. Nu am alt ieșire. Vin în complexul de garaje lângă stadion, mâine la cinci la poartă, voi aduce toate documentele. Igor a fost uluit. Te-ai răzgândit. De mult ar fi trebuit să faci asta? De ce în garaje? Hai imediat la notar, vom face toate formalitățile. Dar Sercei a insistat. Nu, asta e condiția mea. Sau așa, sau deloc. Îți voi da documentele, iar apoi tu faci ce vrei. Mai adus în colț. Igor a gâfuit. Bine, cum vrei, dar nu eu, ci tu te-ai adus în colț. Până mâine. Și nu te gândi să fugi din nou, te voi găsi și te voi bate. Serghei își freca palmele, totul mergea ca pe roate. S-a grăbit imediat la locul întâlnirilor de mâine și a instalat acolo o cameră de supraveghere și a început să se pregătească pentru negocieri. Igor a sosit la timp, Sergei a întins documentele pe firmă, iar apoi, brusc, le-a smucit. Nu, nu voi da, acesta este afacerea mea. Cum îndrăznești? Serghei nu înțelege nimic, a început să strige. Dăm înapoi documentele. Ce spectacol, Serghei! de le repede! Așa! Acum pleacă de aici, mincinos și ratat. Igor a plecat, iar Sergei aproape că s-a ridicat în sus de bucurie. Spectacolul a ieșit perfect, a apucat camera și a fugit la poliție. Acolo a început să plângă că Igor Șorohov, un cunoscut om de afaceri, i-a luat cu forța afacerea. L-a amenințat și a amenințat cu răzbunare și a prezentat toate dovenile, înregistrarea convorbirii telefonice și înregistrarea camerei. Totul era împotriva lui Igor, iar anchetatorul a fost nevoit să-l arsteze pe omul de afaceri și să-l placeze în izolator pe suspiciunea de șantaj, amenințându-le cu o pediapsă severă. Când Igor nu s-a întors acasă seara, Olga a intrat în panică, acum și telefonul lui era indisponibil. Ea se plângea. Doamne, ce ar fi putut să se întâmple? Unde este el? Ce să-i spun lui Xenia? Unde să fugim? Pur și simplu un blestem. Ea nu-și găsea locul, abia se ținea în picioare lângă fată, ca să nu o tulbura. A culcat copiii la somn, iar ea și-a ținut ochii deschiși toată noaptea, așteptându-le pe omul de afaceri. Iar pe la miezul nopții a sunat telefonul, numărul era necunoscut. Olga a luat imediat receptorul. Igor șoptea repede și vorbea neclar. Olga, ascultă și nu mă întrerupe. Sunt în arestul preventiv. M-a pus la colț soțul tău. Du-te imediat în biroul meu. Acolo este un safe. Tastează. 3587. Acolo sunt bani. Ia cât ai nevoie și angajează mi un avocat, Halilov. Ai înțeles? și ai grijă de Xenia. Totul, nu pot vorbi. Au venit scurte semnale sonore, iar Olga nici nu a avut timp să-și spună un cuvânt. Era foarte speriată. Deci, Serghei s-a întors. Și nici măcar nu i-a dat un telefon. Ce nemernic! Dimineața, Olga i-a încredințat copiii Bonei, iar ea a început să caute pe internet contactele acelui așa avocat. A reușit să-l sune și să se înțeleagă asupra unei întâlniri. Femeia îl implora: Vă asigur, Igor Petrovici este o persoană decentă și nu este vinovat de nimic. Sergei l-a pus la colț. Totul a fost complet diferit. Vă voi povesti totul acum. Vă veți ocupa de apărarea lui? Ea i-a povestit tot ce știa despre acea poveste cu împrumutul și cu speranță s-a uitat la bătrânul bărbat cu barbă, acela se gândea și se gândea la ceva în minte. Avocatul a acceptat acest caz, deși serviciile sale erau scumpe. Dar toată lumea din oraș știa că este cel mai bun în domeniul său. A ajutat să transmită lui Igor în izolator haine calde. În ziua aceea și Serghei s-a întors și a început să-i sune pe Olga. Soare, m-am întors. Apartamentul e gol, unde ești? Olga, hai să vorbim ca niște oameni maturi. Te iubesc pe tine și pe fică și nu vreau divorț. Ceea ce ai văzut a fost doar o mică aventură, nesemnificativă. Spunem că mă ierți, nu se va mai repeta. Femeia nu mai putea să asculte. Și soțul nostru bun nici măcar nu știe că nu a avut o fică, și un fiu. Unde ai fost când aveam nevoie de ajutor? Te-ai învârtit în pat cu șobolanca. Și pentru tine toate astea sunt fiacuri? Îmi dau în judecată soțul și nu vreau să fiu nicio secundă sub același acoperiș cu tine. De ce l-ai calomniat pe Igor? L-ai înșelat? Nu-ți este rușine. Ești tu mai bună decât mine. Și în general, nu-ți pune nasul întreburile mele. Așa că divorț, așa divorț. O să regreți, orfană nenorocită. Amanul tău va fi arestat în curând și vei veni la mine târâtă. Și o să mai văd eu dacă te iert sau nu. Poate că și copilul nu e al meu și l-ai făcut pe stradă. Olga a strigat din suflet. Ce mizerie ești, Serghei. Și a închis telefonul. Au trecut trei săptămâni. Olga a continuat să locuiască în casa lui Igor, să aibă grijă de Xenia, să o încurajeze pe fetiță, care îi ducea dorul teribil tatălui, să-i șoptească. Nu plânge, mică, nu trebuie. Tatăl tău e în delegație, o să vină curând. Și trebuie să-l așteptăm. Totul va fi bine, o să vezi. Dar Xenia insista de ce atunci nu-mi răspunde la telefon? El îmi sună mereu de multe ori când pleacă. Când se va întoarce tăticul? Tu nu pleci nicăieri. mi atât de frică. Olga o îmbrățișa pe micuță și ei șoptea. Nu, soarele meu, voi fi lângă tine, împreună vom aștepta tatăl. O, Iuriță s-a trezit, hai să-l spălăm? Mă ajuți? Nu pot fără tine. A doua zi, Olga a dus bebelușul la controlul de rutină la policlinică. Doctorul s-a încruntat mult timp, a rotit piciorul băiețelului în toate direcțiile, l-a îndoit și l-a destoit, apoi a spus: Vă voi întrista, la copil există o patologie congenitală. Trebuie să se efectueze o operație chirurgicală delicată, și atunci piciorul în genunchi se va îndoi normal. Cu cât se face mai devreme, cu atât mai bine. Altfel, copilul poate rămâne șchiop toată viața. Așa sunt lucrurile. Vă voi înscrie la coadă pe poliță, dar înțelegeți că operația privată va fi mai rapidă. Olga, speriată, a întrebat. Cât costă? Voi găsi bani. Fiul meu este cea mai mare fericire a mea. Nu vreau să crească invalid. Când doctorul a anunțat suma, Femeii s-a făcut rău, costul era pur și simplu uriaș pentru ea. Nu-și imagina de unde să ia bani. Totul se-a asupra ei deodată. Igor era în arest preventiv, cu fiul ei era o problemă, fostul ei soț îi strica nervii. S-a hotărât și, din disperare, a sunat-o ea însă și pe Serghei direct de la spital, acesta a ridicat imediat receptorul. Cei, te-ai răzgândit!" te-ai hotărât să te întorci acasă? De mult trebuia să faci asta? Îți spuneam eu că nu ai unde să te duci. Olga a început să tremure. Îi era foarte neplăcut să se adreseze fostului ei soț, dar nu vedea alt ieșire. Serghei. Ascultă-mă, acum nu e momentul să ne certăm. Cu fiul nostru e o problemă. Are o patologie congenitală, piciorul stân în genunchi nu se îndoaie complet. Trebuie făcută o operație. Dar costă mulți bani. Poți să ajuți? Nu putem aștepta, altfel Iura poate rămâne invalid. Se spera că Serghei măcar îl va compătimi pe fiul său și îl va ajuta pe propriul copil. Dar acesta a început să strige furios în telefon. Ai înnebunit? De unde să iau eu așa mulți bani? Sunt pe uscat. Tot îndatorii sunt. Doamne, ce fel de găină ești tu, că niciun copil normal n-ai putut să naști. Totul la tine e altfel decât la oameni. Ia bani de la amantul tău, când va ieși din închisoare, peste cinci ani, căci acum stai cu el. Nu pot să ajut cu nimic. Olga nu-și putea încrede urechile. Atunci nu ne mai trebuie un astfel de tată. Dumnezeu să te pedepsească pentru tot. Nu mă mai suna niciodată. Cum de am fost atât de oarbă și de proastă, să trăiesc atâta timp cu un asemenea ticălos? Slavă Domnului! Avocatul s-a dovedit a fi într-adevăr un profesionist, a demonstrat în doar o săptămână că Serghei mintea și a găsit martori care să ateste că Igor îi împrumutase cu adevărat o sumă uriașă și s-a găsit și chitanțele. După lungi dezbateri, în sfârșit, Igor a fost eliberat. La poarta închisorii îl aștepta Olga cu șoferul. Copiii au rămas cu bona, nu era cazul ca Xenia să vadă asta. Igor a ieșit, atât de slăbit și puțin zăpăcit, a văzut-o pe femeie și s-a repezit să o îmbrățișeze, atât de sincer și de cu suflet. Abia nu a plâns și a mulțumit. Olga, știi tu ce ai făcut? M-ai salvat dacă nu ar fi fost avocatul, sigur m-ar fi agățat. Mulțumesc că m-ai ajutat, că ai stat cu Xenia, pentru tot. Ști, nu te dau nimănui și nu te las să pleci. Nu mai există pe lume așa femei. Și fostul tău soț este un idiot că nu a apreciat o astfel de femeie. Oleie era atât de cald și bine în brațele lui, era atât de confortabil și liniștitor încât nu-și dorea să o lase să plece acasă, după ce toți au luat cina. Xenia s-a jucat cu tatăl ei și s-a liniștit, iar copiii au adormit, Igor a decis să întrebe. Oli, te observ tot seara, ești puțin tristă și deprimată, ce s-a întâmplat? Te-am supărat cu ceva? Sau te întristezi din cauza lui Serghei? Femeia a oftat și a răspuns. Sincer, sunt în panică. Fiul meu are probleme de sănătate, are nevoie de o operație. Am depășit orgoliul. Am sunat la Serghei. Am crezut că va ajuta copilul său, dar nu, a spus că nu are bani. Și nu știu de unde să iau, nu am nimic. Nu am nimic de vândut. Aș putea să mă arunc în pânză. Igor s-a speriat și a spus sever. Atunci de ce taci? Hai să povestești ce se întâmplă cu Iuric. Femeia i-a povestit totul i-a arătat rezultatele examinării și externare din spital. Și a spus timid suma pe care trebuia să o plătească pentru o operație urgentă. Și a început să plângă înăbușit, neputând să-și stăpânească emoțiile. Igor a luat-o de mână și a dus-o în biroul său, a deschis seiful, a scos o grămadă de bani și i-a întins. Cred că asta e suficient. ia și mergem mâine la spital. Desigur, acum nu sunt pe deplin în formă. Toate aceste probleme cu datoriile m-au scos din minți și afacerea mea s-a zdruncinat. Nu ți ascund, dar sunt un om gospodar și îmi pun mereu bani de o parte pentru o zi neagră. Iar pentru bebeluș nu-mi pare rău de bani. Copilul trebuie să crească sănătos. Nu trebuie să tragem de timp cu tratamentul. Oli a strâns banii la piept și a plâns. Mulțumesc, acum și tu m-ai salvat acum sunt îndatorată pentru totdeauna. Dar nu te gândi, Iuric va crește, mă voi angaja din nou, pot să fiu contabilă sau să mă întorc în secția de cofetărie și îți voi da încet încet. Aștepți. Igor s-a încruntat. Ca să nu mai aud asta, sau vrei să mă jignești? Nu sunt deloc împotriva asta, lucrează dacă îți place, dar niciun ban de la tine nu voi lua. Încă nu a fost nevoie, Acum ajut din suflet pur, iai și închidem acest subiect. Cel mai important lucru acum este ca Iuri să se facă bine, asta e cel mai important acum. Bebe a avut o operație, totul a decurs bine și s-a recuperat. Oli a fost cu el în spital nedespărțită, îl legăna și îl mângâia pe micul ei, iar Igor o vizita în fiecare zi. El lua atât de ușor și faiers copilul în brațe, se descurca cu pricepere cu bebelușul. Iar copilul se părea că îi zâmbea, își deschidea gura și spunea ceva pe limba lui. Iar Oli se uita la această scenă și se gândea, cu un astfel de bărbat adevărat sunt de acord să-mi petrec toată viața. Doamne, cât de mult m-am înșelat în legătură cu Serghei! Cum de la am iubit orbește toți acești ani! Cum nu am observat că este un egoist! Că se folosește pur și simplu de mine, că este confortabil cu mine. Când, în ce moment s-a schimbat? Nici măcar nu a aruncat o privire asupra fiului nostru, nu l-a ajutat. Iar Igor, în acest timp scurt, a făcut atât de mult pentru mine, deși nu suntem rude, ne cunoaștem de doar câteva luni. Este un om de cuvânt, fidel, de încredere. Igor nu s-a răzbunat pe jignitorul său știa că în curând soarta însă și îl va pedepsi pe Serghei, pentru că era pe faliment, a lăsat totul baltă și acum era un faliment, iar firma lui îi va trece lui, de asemenea, complet gratuit. Acesta va fi o lecție pentru ticălosul ăsta pentru toate viclenile sale. Și așa s-a întâmplat. Serghei a fost complet ruinat, iar Karina l-a părăsit curând, găsindu-și un amant mai de succes și mai bogat. La urma urmei, ea avea nevoie de Serghei doar pentru bani, pentru o viață frumoasă și fără griji. Serghei s-a trezit, se mușca de coate și încerca să se împace cu Olga, dar ea nu voia să audă despre asta. Curând a avut loc un divorț zgomotos și au devenit străini unul față de celălalt. La proces, Olga a povestit că Serghei nu a luat-o din maternitate și nu a văzut niciodată fiul ei. Nu a dat bani pentru operația lui și a insistat ca să-i fie retrase drepturile părintești. Instanțele au acceptat argumentele ei și acum Sergei nu avea voie să-și vadă fiul. Dar asta nu a fost tot. Pentru datorii, creditorii au luat fostului soț apartamentul și a fost nevoit să se ascundă într-o cămăruță la marginea orașului, fără niciun confort și comoditate. A început să bea și să se scufunde rapid în bezna alcoolismului își închidea ochii și vedea în fața lui nu pe seducătoarea Carina, ci pe Olga. Ea îl trezea bâlând și ei șoptea, trezește-te, iubitule. Cafeaua se răcește, micul dejun este pe masă. El zâmbea în somn și se trezea și vedea în fața lui o mizerie și o ambianță plictisitoare. Își bătea cu pumnii neputincioși în perete și țipa de disperare. Abia acum i-a dat seama că a pierdut totul cum s-a comportat josnic cu femeia iubită, cum a călcat-o în picioare și a umilit-o. Nici măcar nu a văzut fiul său în ochi. Și nu-l va vedea niciodată. Îl va crește și îl va iubi Igor, nu el. Fiul său îl va numi tată. Dar oricât de mult și-ar fi necat conștiința cu vodcă, nimic nu mai putea fi schimbat. În familia Șorohilov, din potrivă, totul se întâmpla cât se poate de bine. Xenia a iubit-o deja pe Olga de mult timp și ea însă și a început să o numească mamă, se întindea spre ea, se juca cu plăcere cu micul Iura și îl numea fratele ei mai mic. Igor era îndrăgostit nebunește de Olga. Pentru prima dată după moartea soției sale, se îndrăgostise. De această femeie simplă, liniștită și fidelă, o mamă grijulie și o gospodină harnică. Era exact despre o astfel de parteneră de viață pe care o visase mereu. Cu toate acestea, în ciuda sentimentelor sale sincere, nu se grăbea să-i facă o cerere în căsătorie. Vedea cât de greu trecea Olga prin divorț și înțelegea că are nevoie de timp pentru ca sufletul ei să se calmeze și ca durerea de la trădare să treacă. El a fost pur și simplu acolo, mereu, a înconjurat-o cu grijă și atenție, a încercat să o distragă de la gândurile rele îngrijindu-se de copii, timpul a trecut neobservat, a trecut aproape un an. Pentru toți cei din jur, ei erau de mult o familie, Igor nu mai putea să se abțină și, în ajunul zilei de naștere a Olgăi, a decis să-i facă o surpriză și să-i mărturisească dragostea. Dimineața, în timp ce Olga încă dormea, Igor s-a dus în liniște și a cumpărat un buchet imens de trandafiri stacojii. Apoi a intrat pentru prima dată în dormitorul ei fără să bată la ușă. Iurie dormea adânc, la fel și mama. Bărbatul chiar a admirat-o. Cât de frumoasă era! Avea părul întins pe pernă, își sprijinea ridicol de ridicol bărbia cu palma, pe obraj și se citea o roșiață. Părul îi era împrăștiat pe pernă, își sprijinea obrazul cu mâna într-un mod amuzant, obrajii îi erau roșii. Igor se aplecă și o sărută timid pe obraz. Inima îi bătea cu putere. Olga deschise ochii și îl privi uimită, apoi zâmbi. Bărbatul îi întinse un buchet de flori și îi spuse încet. Olga! Am venit să te felicit primul de ziua ta. Și am vrut ca această zi să-ți rămână întipărită în memorie. Iată, ține, acesta este cadoul meu, mai bine zis prima parte a lui. Olga recitit documentele, își frecă ochii somnoroasă și nu înțelegea nimic. Era scris acolo că ea, Olga Semenova, era proprietara unei cofetării în centrul orașului. Femeia se lumină la față și aproape că se înduioșă, întrebând. E adevărat. Nu e o glumă? Nu pot să cred. Igor o îmbrățișă cu tandrețe. Da, am cumpărat recent această cofetărie, special pentru tine. Îmi amintesc că mi-ai povestit cu atâta entuziasm că îți place să faci torturi, deși ești contabilă de profesie. Așa că, o să ai un lucru pe placul tău. Ești fericită? Olga se repezi să-l îmbrățișeze și, pentru prima dată, îl sărută ea, atât de senzual, atât de sincer, atât de dulce și de tandru. Igorului se învârtea chiar capul de fericire. Mulțumesc, Igor, ești cel mai bun. Nu pot să cred încă. Eu, orfană, și deodată proprietara unei cofetării. E visul meu neîmplinit din copilărie. Ești ca un vrăjitor bun, ai fluturat cu bagheta magică și l-ai îndeplinit. Igor zâmb și continuă. Dar asta nu e tot. Fă-mă soția ta, Olga. Nu mai pot ascunde sentimentele mele. Te iubesc. Îți promit că voi fi mereu alături de tine, în bine și în rău. Mă voi îngriji de tine și de iuri și sper că vei accepta propunerea mea. În sfârșit, Olga aștepta aceleași cuvinte pe care le visa să le audă și răspunse imediat. Sunt de acord. Eu te-am iubit de mult, Igor. Tu ești cel mai bun pentru mine. Văd cum iuri se întinde spre tine. Xenia mi este ca o fică, ne-am înțeles de la prima clipă. Noi suntem deja o familie, dar am așteptat să faci primul pas tu. Sunt cea mai fericită. Aș vrea să deschid fereastra și să strig în toată lumea că te iubesc. Ei începură să se sărute pasional și nu se puteau desprinde unul de celălalt. Din ziua aceea, viața Olgăi se schimbă radical. Ea s-a aruncat cu capul în noul său domeniu, cu copii ajutându-i o bonă, femeia s-a descurcat destul de repede și a învățat să conducă cu iscusință. La început, angajații o tratau cu reținere, dar apoi au acceptat-o și au început să o respecte. Din punct de vedere fizic, Olga s-a schimbat și ea foarte mult, s-a tuns, și-a deschis părul, a început să se îmbrace la modă, nu a uitat să meargă la sală și să aibă grijă de ea. Excesul de greutate a dispărut și femeia a fost din nou zveltă și suplu. Pare că ea avea timp pentru tot și mereu, casa și copiii erau îngrijiți, în ciuda ocupației, ea încerca să le acorde timp. Soțul ei nu-i cerea să se omoare de muncă, ca fostul ei soț, Sergi, pentru asta avea o bucătăreasă și o menajera. Doar uneori, dacă dorea. Olga putea să-și bucure soțul și să-i coacă personal un tort sau să gătească ceva gustos. Pentru Igor era mult mai important ca Olga să se simtă fericită, pentru că o femeie nu este un accesoriu la aparatele casnice, ci cel mai iubit și drag om. Și Olga era nebunește recunoscătoare pentru asta. Pentru că acum ea trăia o viață de plină și intensă, se ocupa de activitatea ei preferată, în interiorul ei era o armonie completă și numai ea singură știa care era cauza tinereții și a ochilor ei strălucitori. În faptul că ea iubește și este iubită, acum ea a înțeles pe deplin sensul cuvântului căsătorită. Corect este să se spună, în spatele soțului, sub protecția lui, doar atunci o femeie este fericită. Au trecut mulți ani, odată într-o cofetărie drăguță și confortabilă a intrat o doamnă destul de zdrențuită, cu un toc rupt și o dispoziție proastă. Am împins o valiză în spatele ei și a comandat iritat cafea și desert, în timp ce citea cu frenezie anunțurile de închiriere a locuințelor. Era Carina, cândva o frumusețe încinsă. Ea a fost abandonată de un nou admirator, pentru că ani își fac treaba, iar acum nu mai era ea cea care alegea, ci ea era cea care era adesea abandonată, în favoarea tinerelor fete. Ea nu s-a căsătorit niciodată, nici copii nu a avut, viața a trecut cumva prostește. Carina s-a obișnuit de mult cu vinul și țigările și avea un aspect neîngrijit. Femeia a privit cu invidie cum o femeie frumoasă și impunătoare și un bărbat la fel de potrivit au ieșit în sală. Ea i-a arătat tablourile de pe perete și ei povestea cât de bine le-a achiziționat, iar el o privea cu atâta dragoste. Imaginea femeii i s-a părut familiară, sigur, aceasta era Olga. Același pui, soția lui Sergi, uite cum s-a schimbat, a devenit o femeie de afaceri. Carina a decis că acesta este șansa ei și s-a apropiat de proprietară. Scuzați, nu aveți posturi vacante. Am nevoie foarte mult de un loc de muncă. Poate, aveți nevoie de un om în bucătărie sau să stați la casă. Olga, desigur, a recunoscut-o pe Carina, așa ceva nu se uită și a răspuns intenționat brusc. Măicuță, te-ai văzut în oglindă. Se vede că consumi. Nu, nu am nevoie de astfel de cadre valoroase, apoi nu te vei descurca cu problemele. Și în general, ne închidem deja, așa că... Carina a ieșit ca arsă, o cuprinse furia. Așa că a fost umilită, a fost numită alcoolică iar Olga și-a îmbrățișat soțul și a mers încet pe alee spre mașina scumpă. În acel moment a mulțumit din nou universului că totul a ieșit așa și a întâlnit și a iubit cel mai bun bărbat din lume.